Este timpul pentru transferuri și să vedeți ce transferuri facem. Salutări și bine v-am găsit la un nou episod din Cariera cu FCSB. V-a plăcut foarte mult clipul trecut, așa că dacă strângem încă o dată 2000 de like-uri, mai apare un nou episod. 2000 de like-uri și punem mâine încă un nou episod din această carieră. Chiar v-am zis că vreau să mă țin de ea, dar trebuie și susținere. Așa că dacă văd susținere, o să o continui. Și am văzut că multă lume mi-a zis să joc Octavian Popescu pe partea dreaptă, să-l păstrez, deoarece are un potențial foarte mare. De asemenea, am văzut că mi-a spus să-i bag pe jucător la development plan. Să nu prea mă pricep la chestiile astea. Cred că trebuie să dau aici la development și o să bag jucătorii cu potențial mai mare, așa dacă putem spune. Deci o să-l bag clar și pe Olaru, deci cred că-l bag pe Olaru. Nu știu câți jucători pot să bag mai exact, cred că pot să pun toți jucătorii dacă vreau. Bă, Olaru vreau să fie jucător box to box, așa că așa o să-i dau, box to box. După mergem mai departe la Florinel. La Florinel nu știu ce să-i dau mai exact. O să-i dau inverted winger lui Florinel Coman, deoarece deja viteza o are extraordinar de mare. Octavian Popescu. Mergem la Octavian Popescu. Îi dau suport winger, băieți, lui Octavian Popescu și mai avem și pe Moruțan de asemenea. Ce am, frate, attacking midfielder îi dăm aici, pentru că o să joace pe poziția aceasta. O să facem noi transferuri, băieți, o să mergem aici. Am băgat 3 jucători pe lista de transferuri, un atacant, un mijlocaș și un fundaș dreapta. Vreau să încep, frate, să iau un jucător cu experiență, jucător care a mai jucat în La Liga și o să mă iau pe mine. O să-mi iau direct pe mine, băieți. Bă, Andres Iniesta nu e chiar așa scump, avem buget de vreo 20 de milioane în momentul actual. Cred că pot să o scot undeva la 5 milioane pe acesta, cred că 5 milioane acceptă. Salariul e destul de mare, dar eu zic că merită un jucător cu experiență care ne va ajuta cel puțin în sezonul acesta. Voi semna cu el pe un sezon sau două, nu știu cât va scade într-un an, dar vreau neapărat să-l iau pe Iniesta la echipă, băieți. Îi dăm la început așa 4 milioane jumate, nu, hai 4.800, să vedem dacă... Dacă acceptă, nope. S-au supărat și au plecat. Cred că trebuia să dau 6. Multă lume mi-a spus să-l iau pe Adeyemi. Este un jucător german aici în FIFA, dar ci că poate să joace și pentru Naționala România, și am înțeles. Are un potențial destul de mare, valoarea acestuia am văzut că e undeva la 4-5 milioane de euro, așa că doar cu clauză pot să-l cumpăr, am înțeles, deci nu pot să-l cumpăr altfel. Totuși, hai să încerc să-l iau pe Arons, 25 de milioane are clauza. În comentarii cineva mi-a spus că e maxim 5 milioane de euro. Acum nu știu dacă e chiar așa. Hai să dăm undeva la 6 milioane de euro pentru acest fundaj dreapta. S-au supărat și ăștia și au plecat. Da, cred că trebuie să dăm puțin mai mult pe jucători. Hai să avansăm puțin aici. Avem și un meci cu Eibar, meci pe care îl vom simula desigur. Chiar sunt curios cum se descurcă echipa și l-a simulat. Eibar nu are cine știe ce echipă, dar posibil să ne bată. Și da, ne-a bătut cu 2-0, se pare. Un F în chat direct, mare F în chat. Că nu-mi ies nici transferurile, iau și bătaie. Ok, de data aceasta pot să negociez încă o dată. Hai să dăm 6 milioane jumate. Dacă costă 6 milioane jumate, dăm 6 milioane jumate. Așa scrie acolo că e valoarea lui. Atâta dăm, frate, pe Iniesta. Am nevoie neapărat de un jucător cu experiență care poate să deschidă jocul, chiar dacă e bătrân și o să scadă mult, un sezon cu siguranță ne va ajuta. Așa că 6 milioane jumate dăm direct pe el. Ăștia vor 9 milioane 500 și clauză. Păi clauză oricum nu mai îl vând. Dar o să lăsăm clauza și o să dăm 7 milioane jumate pentru Andres Iniesta. Cam 7700 pentru Andres Iniesta. Nope. Haide mă, frate, mai scădeți și voi, băieți, mai scădeți și voi. 8 milioane, hai. 8 milioane, te rog. Ok, acceptă, 8 milioane. Este o sumă destul de mare, dar v-am zis, 80 OVR, 4 cu 4. N-avem așa jucător la echipă, așa că merită, zic eu, 8 milioane de euro pentru Andres Iniesta și cu siguranță va fi crucial. Wage-ul ne ajută, avem wage budget destul de mare, deci avem buget de transferuri, contractul, dăm și mie măcar pe 2 ani dacă tot costă așa mult. Normal, pe 2 ani, frate, merge mai bine pe 2 ani, zic. Bonus de 20 de goluri, n-are cum să dea 20 de goluri ca și mijlocaș central, scoatem bonusul, da, vrea 38.000, hai că accept, ce să fac, accept, frate, dacă vreau pe Iniesta la echipă, trebuie să accept. Și vine Iniesta la echipă, hai să-l băgăm frumos în primul 11, să vedem cum arată. Chiar nu aveam mijlocaș central,
de bază, așa dacă putem spune, e Andres Iniesta aici frumos la echipă. Mă, echipa arată bine, dar am nevoie de un fundaș dreapta de rezervă sau unul titular, nu știu. Așa că trebuie să le iau și pe Arons. 10 milioane de euro pentru Max Arons, dacă acceptă bine, dacă nu. 17 milioane, nu mai stau să negociez, că e mult, prea mult. Cineva îmi zice să le iau pe Frimpong, nu știu cine e Frimpong. Cred că joacă mult ping-pong. Hai că da. Jucător olandez, showing great potential. Am înțeles, păi hai să vedem, are clauză de 10 milioane de euro. Cred că mai mult de 5 nu costă. Eu așa zic. Ăștia vor 5 milioane 500 de mii plus clauză de 2%. E o sumă corectă. Acceptăm cu siguranță 5 milioane 500 și ne vom lua și un fundaj dreapta. N-am auzit de el până acum, dar joacă la Bayer Leverkusen. Probabil că este un jucător cu potențial foarte mare. Chiar sunt curios cât are ratingul. O să avem contract pe 5 ani clar. Și acceptăm totul, băieți, salariul de 32.000 de euro. 32.000? 32.000? Nu știu cum se zice corect. Însă avem și un right back nou care vine la echipă. Are 72 rating, are rating mai mare decât Crețu. Clar va juca titular peste Crețu, băieți. Din păcate, strikerul ăsta nu e chiar așa extraordinar, așa că aș putea să le iau și pe ADM-i. Și mergem și mai jucăm și noi, nu? Explicați-mi și mie, băieți, aici, pentru că eu nu înțeleg. De ce nu se înțeleg cluburile cu jucătorii? Pentru că, după cum puteți vedea, avem mulți jucători ejected. Aici n-ai și transferul, aici n-ai și transferul. La Tănase nu cred că am acceptat eu, că n-am fost atent. La Ovidiu Popescu nu ai și transferul. Nu știu ce se întâmplă cu jucătorii ăștia, dar hai să mergem să nu mai stăm la discuții și să jucăm un meci. Perioada de transferuri se termină, nu cred că vom mai primi foarte multe oferte. Trebuie să antrenăm și jucătorii cu Sevilla, un meci foarte greu. Acum vom testa noile transferuri să vedem dacă ne vor ajuta, băieți. Meci cu Sevilla, mare meci cu Sevilla, ne facem echipa și suntem gata de plecare. Octavian Popescu pe partea dreaptă. Totuși aș juca cu Haruț aici pentru că e mai tânăr decât Miron. Și deocamdată așa vom lăsa echipa. De fapt vom juca cu Tănase titular, chiar dacă nu e el foarte bun pe poziția de CF. Și hai să vedem ce se întâmplă în acest meci minunat cu Sevilla. Uitați-vă ce jucători au Rakitic, Suso, Vasquez. Va fi un meci foarte greu, dar zic eu că scot un egal cel puțin. Mamă, s-a terminat, băieți, nu știu cine e ăsta. Lucas Digne. L-au luat pe Lucas Digne, se pare. Ăsta e cam forța și a fundat stânga. Mamă, ce mișto arată galeria celor de la Sevilla, după cum puteți vedea. Extraordinară galerie, frumos. Sevilla versus FCSB, duelul giganților. Mingea este Puma, Derek Ray, Led Dixon, comentatorii, doar că de fapt eu o să comentez. Mi-l tot arată pe Lucas Digne ăsta. Suntem gata să începem. Sunteți pregătiți, băieți, că eu nu prea sunt, am emoții foarte mari. Dar sperăm că ni le stăpânim și că reușim să-i batem aici pe spanioli. Ia uite-l pe Iniesta. Bine, Iniesta. Mamă, l-a omorât cu pasa aia. Deja îi luăm la mișto pe ăștia de la Sevilla. Când vine Iniesta la echipă, vă dați seama că e ușor să câștigi meciul. Zeul terenului controlează foarte bine mingea. Pase acolo, superbe. Trebuia să-i pasez lui Iniesta. De ce am șutat din prima? N-am știut că o să urce acolo Iniesta, însă avem deja o primă ocazie. Arată de ce ești capabil. Florinel ia la mișto aici pe cei de la Sevilla. Moruțan pasă mai departe la Florin Tănase. Aoleu, Tănase. Iniesta din nou așteaptă o pasă uimitoare din partea lui. Iniesta, ce bine ține de minge. Control excelent al balonului. Florin Tănase. Pasă bună. Șut! Șut acum! No! Bine, Cristea, excelent, Cristea, cât de bine se apără Cristea acolo. No, e gol, marchează Sevilla aici, cred că trebuie să transfer și portar, bă. Asta era ușor de scos, după părerea mea, șut la colțul scurt, Vlad ăsta mă distruge efectiv. Totuși are potențial, parcă l-aș păstra, dar văd că nu apără, frate, nu vrea să apere șutul ăla. Atinge mingea, dar nu știe să o respingă efectiv. Cei de la Sevilla ne conduc aici cu 1-0. No, ești Vlad, bravo. Măcar faci și tu ceva bun în meciul ăsta. Oh, nu.
Wow! Și gol, e 2-0 pentru Sevilla. V-am zis, băiți, e greu, mă, jucători mult prea buni. Va nevoie de un nou atacant în locul lui Tănase, să-l bag pe Mara ăsta. Hai să bag și un Kipchoge, că Octavian Popescu nici măcar n-a atins mingea, nu știu ce se întâmplă cu el, poate n-am jucat eu pe partea cealaltă. Bine. Iniesta. Iniesta. N-are cui pasa, mă, frate, n-are cui pasa, n-am unde să pasez, mă, băieți. Iniesta cu o pasă bună la Olaru, Olaru mai departe, combinații fatale, șut acolo din prima, dar este blocat și avem fault, avem fault. Cu el, cum ar fi un gol la debut pentru Andres Iniesta? Scoate portarul, nu se poate așa ceva, cât ghinion avem. Pasează acolo la Iniesta, Iniesta, pasă mai departe. Ce-a fost șutul ăla? Ce-a fost șutul ăla? Mi s-a și blocat jocul, dar ce-a fost șutul ăla? Mara, ce cu șutul ăla, frate? Dau două linii, trei linii și omul meu zici că n-am mâncat de două săptămâni. Hai mă, du-te, dă-i gol acum, dă-i gol! Scoate portarul, cât ghinion putem să avem? Cine? Și mai au băieții încă o ocazie, ce mi-e că dau două goluri, ce mi-e că dau trei, chiar nu mă interesează și cred că dau trei. No, meciul se termină, băieți. Da, se termină meciul acesta minunat, dar părerea mea că ne-am descurcat excelent. Andres Iniesta, omul meciului de la noi, a fost un transfer inspirat după părerea mea. Din păcate pierdem cu 2-0 împotriva celor de la Sevilla și nu prea stau bine lucrurile în campionat. Am obținut din 3 meciuri doar un singur punct, nu e bine deloc. Mara nu prea îmi place, o să-l joc rezervă și o să-l iau pe Ademi, băieți, plătim clauza. Am nevoie de atacant care să dea goluri, că n-am cu cine să dau goluri. Tănase e slab, Mara e slab, dar Ademi cred că va face față, plătim clauza de 7.900.000 și vine și Ademi la echipă. Eu așa zic că trebuie să-l transferăm, având în vedere că multă lume mi-a zis să-l transfer, cred că e un jucător cu potențial foarte mare, cred că va crește mult, cred că de asemenea are și un rating decent, așa că luăm pe Ademi, băieți. Clauză de 14 milioane, eu zic să-mi fără clauză, deocamdată că poate o să fie mai mult. Și salariul o să-i dăm 25.000 de euro plus un bonus de 200.000, să nu-i se urce la cap, zic. Ok, acceptă și vine și Ademi la club, băieți. Totuși n-am portar, deocamdată îl păstrăm pe Vlad. Mara deja a crescut și el, dar o să jucăm aici cu Ademi. Cred că Ademi poate să joace și pe stânga, fiți atenți că poate să joace și pe stânga Ademi. Hai să mergem la următorul meci, perioada de transferuri se termină și data viitoare vom juca cu Real Madrid, băieți, mare meci cu Real Madrid data viitoare, cam așa va arăta echipa și dăm drumul. Trebuie neapărat să obținem prima victorie din La Liga, așa că voi da totul ca să obțin această victorie. Dacă nu, voi fi nevoit să scad puțin dificultatea. Suntem pe Orclas deocamdată. Orclas nu e o dificultate chiar așa grea, dar din păcate nu avem noi jucători necesari ca să ne batem cu echipele din La Liga deocamdată. Chiar avem pe Ademi, prima atingere a acestuia la club. Și cum ar fi să dea... Nu, Moruțane! Recuperare bună, bă, deci e chiar bun fundașul ăsta dreapta, chiar îmi place. Roxan, pasă bună, Florinel, șutul lui Florinel, din nou apără portarul. Haide, Ademi marchează la debut, incredibil, ce jucător avem, băieți, ce jucător avem. Cum șutează acolo, nicio șansă pentru portar, are și scheme de la Mayweather luate sau de la Pacquiao, nu știu de la cine le-a luat. Însă Ademi e senzațional, ce șut fantastic, ce bine a protejat aici, uitați-vă cât de bine a putut să protejeze, se întoarce, șutează cu stângul, imparabil pentru portarul advers, bravo mă, bravo. Parte la Ademi, preluarea s-a de dorit, însă Moruțan șutează acolo, dar nu este îndeajuns de bun să-l bată pe portar, paradă incredibilă din partea portarului, bă, deci cum apără portare, știi, nu cred așa ceva. Uitați-vă cum se aruncă, Octavian Popescu, hai să încerce ceva la Neymar. L-a lovit și pe cameraman, direct ca Neymar, a învățat de la Neymar, băi. Bravo, mă, bravo, Cristian, bă, cât de bine s-a apărat Cristian. Mara ăsta și îl voi juca striker, Ademi se va duce pe partea stângă și va intra și el de asemenea. Iar la mijloc chiar nu am pe cine să bag, uite, îl joc pe Tănase, că poate să joace mijlocaș central. Și cam așa lăsăm deocamdată schimbările.
Recuperare bună din partea lui Iniesta. Iniesta nu prea are el viteză, dar dribblingul e de partea lui, însă nu reușește să treacă acolo. Nimic. Bă, de ce prea zeu, Chris, ce să-i zic? Iniesta, ce pasă senzațională. Mara ăsta nu prea se descurcă, însă l-avem pe Ademi care are viteză. Se duce fantastic aici. Ademi urcă. Ademi pasează în centru. Mara șutează, dar scoate portarul. Haide mă, vreau mai multe din partea lui Mara ăsta, că nu... Kipciu! Somă, nu cred așa ceva, câte mai salvează portarul ăsta. Deci mă disperă portarul ăsta. Deci mă disperă efectiv portarii din joc, din La Liga. Că apără mult prea bine, nu pot să le dau gol. Bine? Iniesta zeu pe pase, Scăriță n-ajunge la balon. Încă o dată portarul este mult prea important în meciul acesta. Iniesta, pase excelentă, Tănase marchează, 2-0. Bă, deci e mult prea zeu Iniesta pe pase. Uitați-vă cum le pune, frate, le pune pe tavă pasele acestea Iniesta și reușim să facem 2-0. Avem asigurată victoria, băieți, fanii FCSB-ului în delir. Uitați-vă cât de bine a putut să pună această pază. Ademi, cum se bate acolo? Haide, Ademi, bamă, deci îmi place că e luptător, mă, Ademi. Iniesta, zeul paselor, vreau să dea și el un gol aici. Pasă extraordinară, din nou este portarul, încercăm Scărița. Nu ajungem la timp. Centrare și gol. Nu e gol, scăpăm, băieți, scăpăm. Da, și meciul se termină. Prima victorie obținută în La Liga. Ce drept adversarul n-a fost senzațional, dar ne-am creat foarte multe ocazii. Ademi debutează gol aici la echipă. Omul meciului se pare că este Tănase cu notă de 9,2. Cred că îl mai păstrăm pe Tănase, nu? Iniesta dă și el un assist. Perfect. Bine, dacă vrei. Terminăm și noi episodul aici. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare, unde vom avea un meci cu Real Madrid. Chiar vreau să joc neapărat acest meci. Așa că lăsați un like dacă vreți cât mai repede un episod din cariera cu FCSB. Eu am fost Gianni, nu uitați să vă abonați. V-am pupat!